Bună ziua, domnilor și domnilor, la ediția emisiunii de astăzi. Domnul Ion Trancău, profesor și critic literar, este invitatul nostru de astăzi în studiul de emisie TV Sud. Bună ziua, bine ați venit! Să rog. Vă mulțumesc pentru prezență! Eu vă mulțumesc pentru că vin a doua oară la emisiunea dumneavoastră și efectul a fost benefic pentru mine, în sensul că am câștigat în prestigiu, în popularitate. Mă saluta lumea pe necunoscuți, nu neapărat literați, neapărat literați, mă salutau și mă felicitau pentru prezența mea la emisiunea dumneavoastră. 85 de ani ați împlinit în aprilie. Am putea să spunem că o viață plină de frumos. Ion Trancău, exact, profesor și critic literar la 85 de ani. Victor Troacă, aniversare. Dacă ar fi să discutăm despre începuturile dumneavoastră. Începuturile literare. Exact. La liceu sau când? Da, sunt destul de devreme. Am cochetat cu presa literară. Pe atunci apărea Contemporanul, da? Fără ideea europeană, așa, și pe la 17-18 ani aveam legături, chiar o corespondență cu la rubrica, chiar așa intitulată, Corespondența, în care mi-a răspuns la niște poezii ale mele, la două poezii, Miror Radu Paraschivescu. Foarte frumos! Da, deci atunci a fost începutul. Dar am abandonat repede aceste începuturi literare și a venit facultatea și atunci a venit facultatea, apoi profesor de limba și literatura română la școala numărul 12, la Colegiul Național Spiru Haret, profesor universitar și scriitor. Mulțumesc, da. În învățământ am venit, m-am repatriat în Gorj, de fapt, primii 16 ani de învățământ sunt legați de Valea Jiului. Între anii 1962-1978. De acolo am venit prin concurs, prima dată am ajuns profesor titular prin concurs la Mașinu Nerde, la Henri Coandă, în prezent, și după aceea am trecut un an la Ecaterina, la Ecaterina Teodoroiu, și apoi tot prin concurs la Colegiul Național Spiru Haret din Târgu Jiu. De unde ați ieșit la pensie? De unde ați ieșit la pensie, dar totuși ați mai activat după ce ați ieșit la pensie la Colegiul Național da, Spiru Haret. Da, mă număr printre cei care am fost totdeauna devotați învățământului. Dovadă că încă 17 ani după cei de profesor titular, i-am afectat, le-am dedicat învățământului preuniversitar. Accentul pe ceea ce îmi plăcea și mie, încă din facultate, și ceea ce preferau elevii, adică opționale, mai ales opționalele de profil teorie literară și critică literară. Ați mers foarte mult pe critică literară. Pasiunea da, dumneavoastră. Am terminat la București această secție de 20 de studenți de teorie, critică literară și folclor. Așa era denumirea și cu toată modestia vă spun și cu oarecare uimire că se putea admite în învățământul, așa zis, superior pe atunci, nu? Învățământul universitar, o grupă, singura grupă la București, la Universitatea București, nu era nici la Cluj, nici la Timișoara, nici la Iași, așa mai departe, la Craiova, nici vorbă, cu acest profil. Și eram pregătiți, de fapt, pentru a deveni slujitori a ideologiei comuniste pe plan cultural-literar. Dar am fost foarte mulțumit la sfârșitul facultății că ne-au permis să optăm și pentru învățământ. Și atunci am intrat în învățământ și am rămas devotat învățământului, convins că învățământul, începând cu scrisoarea lui Neacșu din Câmpul Lung 1521 și până la literatura realistă socialistă, e o cale atât de lungă, în fine, așa, încât
a considerat pe bună dreptate că învățământul e mai puțin periclitat de cultură, de ideologie. Ideologia totuși nefastă, comunistă, mai ales pe planul acesta al literaturii, al creației literare. Și am rămas în învățământ. Da, cum ați reușit? Am făcut în paralel. În paralel am făcut și cultură, de la început, de la începutul activității mele. Cum ați reușit să atrageți pe elevii la școală, pe copii, către critică literară? Că nu e tocmai iubită de toată lumea. Da, mai ales de când am ajuns în 1991, deci după Revoluție, am ajuns profesor titular la Colegiul Național Spirul Haret, școală de faimă europeană, considerată în prezent ca și celelalte, ca Ecaterina Teodoroiu, Tudor Vladimirescu și Economicu. Așa, acolo am găsit o mai mare audiență și preferință a elevilor pentru creație literară. Am condus și un cerc de creație literară intitulat altfel, am avut un panou de literatură umoristică și așa mai departe și în felul acesta i-am atras pe elevi și prin lecțiile mele pe care le-am desfășurat, tot în această notă de destindere, de delectare estetică, artistică și așa mai departe. Ați reușit dumneavoastră așa să-i atrageți către literatură? Da. Vă spun că nu am avut prea mare succes la olimpiadele școlare, pentru că acolo mergeau elevi care trebuiau să învețe aproape mot-a-mot ce acele comentarii, profesorul, cuvânt cu comentarii. Da. Și, în fine, era o oarecare rigiditate. Și eu atunci am scos revista Interval, o revistă de profil cultural, literar și artistic, și acolo au găsit ei spațiu publicistic în care se puteau manifesta în totală libertate personalitatea lor, creativitatea lor. Și în felul acesta am ajuns cel puțin 15 redactori șefi ai revistei Interval, mai ales fete, eleve, sunt în prezent, dețin în prezent rubrici și pagini întregi în reviste ale Uniunii Scriitorilor din România. Chiar la România Literară, la România, profesoara de la Pompiliu Marcea actualmente, profesoara Florina Alexandra Mănescu, are o rubrică de profil didactic, dar se vede că are și spirit critic, pe care și l-a cultivat în mare măsură la revista Interval. Sau la Apostrof, al Martei Petreu, revista Martei Petreu de la Cluj, așa, s-au afirmat cu poezie și cu eseuri, cu proză, chiar încă două eleve care au fost redactori șefi și ele la aceeași revistă Interval de la Spirul Haret. Am înțeles. Și eu mă bucur pentru acest lucru. Doamne ajută, felicitări! Da. Nu au învățat de la mine, dar și-au făcut ucenicia în revista Interval și la... probabil la opționalele pe care le-am ținut eu și le-am ținut cu mare satisfacție, cu plăcere, cu pasiune. Se vede foarte mult treaba aceasta, pasiunea dumneavoastră. Membru al Cenaclului Columna în 1979, de atunci membru al Cenaclului. Da, la Cenaclul Columna am avut privilegiu că l-am întâlnit pe Titu Rădoi, exact. Magistrul Titu Rădoi. Da, renumitul profesor Titu Rădoi. Renumitul profesor, care nu aspira niciodată să parvină în funcție de manager, de director, în vreun profil al culturii și literaturii și artei gorjene. A rămas la catedră și el devotat, a ieșit la pensie din învățământ. M-a dus cu plăcere că acolo era trioul faimos, Titu Rădoi, Nicolae Deaconu și Jean Cănăvoiu. Erau în prezidiu, ei prezidau
ședințele, seratele literare de la Columna. Am funcționat acolo alături de ei și eu, ca un columnist care am aderat la statutul acesta literar al Cenaclului Columna, 20 de ani sub, să zic așa, bagheta lui Titoră II, care m-a înțeles totdeauna și m-a solicitat să mă pronunț critic asupra celor care, autorilor, mulți dintre ei și veleitari, nu, care veneau și să-mi spun părerea, având în vedere că aveam pe diplomă, ce vreau să vă spun la început, denumirea aceasta care mă intimidează și acum, diplomat universitar în specialitatea teorie critică literară și folclor. Și apoi 20 de ani am rămas eu, după decesul regretatului Titoră II, am rămas la cârma, să zicem, critică a Cenaclului, încă 20 de ani, am vechime la Columna, deci vreo 40 de ani, peste 40 de ani, din 1979, cum ați menționat și dumneavoastră. Am înțeles. Ce ne puteți spune despre profesorii care v-au îndrumat la început? Profesorii, profesorul, nu știu da, cum a fost. Și de data aceasta, ca orice autor, să zicem, cât ar fi el de modest, începutul lui literar se leagă de, nu de gimnaziu, chiar de gimnaziu, se leagă de anii de liceu. Dar eu, cum sunt mare amator de umor și autor de epigrame, de catrene umoristice, pe care le numim epigrame, așa, comis, să zic așa, am comis un catren cu aer de epigramă dedicat unui transfer literar, ca să trec de la critica literară la scritorii umoriști. Și am acolo, să-l spun catrenul acesta, nu sunt critic de ispravă, mi-a șoptit cu trist surâs și am decis fără zăbavă. Hai la scriitor de râs! Dar la liceu, magistrul meu, profesorul meu, mentorul meu a fost renumitul profesor de liceu care a refuzat catedra universitară la București și a venit la Tudor Vladimirescu, acolo am terminat eu liceul, a fost Stelian Bică Sterescu. Am înțeles. Care m-a felicitat toată pentru o pastișe curată, o imitație după scrisorile lui Eminescu, dar perfectă, metric și perfectă ca sonoritate. Dar eu am considerat-o, atunci nu, atunci o consideram ca un debut în poezie, pentru că nu dădeam seama, îi pastișeam pe autorii preferați. De data aceasta pe Eminescu și Bică Sărescu m-a chemat în fața clasei, m-a felicitat, m-a, cu avea obiceiul, s-a plecat că era foarte înalt față de mine, m-a pupat și mi-a prevestit un viitor literar pe care l-am realizat parțial până în prezent. 85 de ani. O să vă rog să-mi dați voie să amintesc o parte din publicațiile în care ați scris. Este vorba de reviste și ziare din țară, vorbim de Ramuri, România Literară, Unu, Polemica, Timpul, Confesiuni, Portal Măiastra, Ceașca de Cafea, Miracol de Brădiceni, Bilete de Papagal, Autograf, Caietele Columna, Gazeta Gorjului, Brâncuș și mai sunt. Am spus doar Confesiuni. Și Confesiuni. Care nu știu de soarta acestei reviste, se pare că a cam dispărut. Multe articole. Cam câte așa? Multe. Am primit și un premiu, da, de la învățământ, un premiu, da, de la învățământ pentru o diplomă de excelență în publicistică. Și aveam peste 3.000 și vreo 400, țin minte că... De articole. Da, de articole risipite prin aceste publicații pe care ați menționat, cotidiene și periodice. Da. Da, iată, foarte multe. Un compendiu critic
apărută la editura Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj în 2012. Da. Aveți Urmuz și Tudor Arghezi, editura Revers Craiova 2014, un scriitor transmodernist Ion Popescu Brădiceni, colecție de micromonografii incomplete, imperfecte. Și aici avem, exact, da? Răzvrătire și iubire, despre personalitatea și opera poetului Florin Saio, colecție de micromonografii incomplete, imperfecte, Miracol Grigurcian, editura PIM, Iași 2017, scriitor cu scară la cer, editura PIM, Iași 2018. Marin Sorescu. Da? Despre Marin Sorescu, micromonografie. Da? Comentarii și anotări critice de la Titu Maiorescu la Nicolae Manolescu, scriitori brăileni contemporani, Lucia Pătrașcu. Da. Spun bine? Da? E foarte bine. Bun, iată foarte multe recenzii, cronici, eseuri de critică literară. Da, această colecție pe care am subintitulat-o cu modestie, colecție de micromonografie incomplete, imperfecte, debutează cu o cărticică scrisă, inspirat de personalitatea și opera lui Florian Saioc, care în prezent are 93 de ani și care continuă să scrie. Și va lansa în toamna aceasta o carte de versuri marcate, vădit de meditația aceasta metafizică asupra vieții, asupra amurgului vieții, chiar și asupra apusului vieții, marcată filozofic de această viziune a lui Florian Saioc, firesc la vârsta aceasta venerabilă. O va lansa la Biblioteca Județeană Cristian Tel în toamna aceasta. Am vorbit cu dumnealui și m-a invitat de pe acum să vin. Să fiți prezent la această lansare. Să fiu prezent pentru că am scris o cărticică despre personalitatea și opera lui. Deci sunt în drept să mă pronunț și în această situație despre dumnealui. Ați împlinit 85 de ani în aprilie anul acesta. Mai lucrați la vreo carte în momentul acesta? Urmează să mai apară vreo da. Carte semnată de dumneavoastră? Da. Din păcate, cam de mult, de vreo 8 ani, cel puțin 8 ani, am contractat acest proiect de colecții de monografii incomplete cu editura PIM din Iași. Au apărut numai 3. Trei titluri din această colecție. Prima a fost, am inaugurat-o cu Florian Saioc, poetul Florian Saioc, având în vedere criteriul vârstei, dar și criteriul axiologic al valorii poeziei. Am continuat cu Miracol Grigurcian, dedicată lui Gheorghe Grigurcu, marele da. Critic și poet și autor de aforisme și 6 volume de jurnal și așa mai departe, o operă destul de bogată și de valoroasă. A treia este dedicată lui Marin Sorescu, care are și legături cu Gorjul. L-am băgat în această colecție, l-am cuplat în această colecție pe Marin Sorescu, având în vedere că se bucura de multă simpatie și de popularitate în județul nostru. A treia, iar m-ați întrebat de proiect, proiectul 4-5 îi cuplez pe cei doi, pe Grigurcu și Marin Sorescu, plecând de la o disensiune, de la o polemică a lor care s-a iscat înainte de Revoluție, prin anii 1985-1986, în prima parte a acestei duble micromonografii, în prima parte este intitulată Sorescu versus Grigurcu, iar partea a doua, Sorescu and, semnul englezesc, în prima parte radiografiez, să zic așa, și cu atitudinea mea față de unul și față de altul,
încercând să-i judec, cum s-ar zice, ca la tribunal, tribunalul literar, așa, iar în partea a doua să-i împa, pentru că amândoi sunt mari scriitori contemporani. Tribunalul literar. Tribunalul literar. Diplomat universitar în teorie critică literară și folclor. În 1962 ați... Am terminat facultatea. Cu 3 ani înainte de decesul lui Dej și după o săptămână, sau înainte, George Călinescu a murit și la o săptămână după el, o coincidență așa, ținând de mărțișor, a murit Gheorghe Gheorghiu Dej. Vreau să spun că marele nostru șai, Aurelian Iulușuza, așa, m-a pus și pe mine în această, care a apărut, a scos-o George Dărghescu în ceașca de cafea, așa, 30 plus 3 văzut de șai. Și cu cine credeți că debutează? Cu Ion Dragău. Am înțeles. Mi-am făcut caricatura la o ieșire a noastră a umoriștilor la Turceni, cred. Și mi-a făcut caricatura și mi-a pus-o prima, că cred că e mai clară. Așteptăm următoarea carte a dumneavoastră. Am văzut că aveți acolo și alte cărți, dacă ați vrea să ni le prezentați. Dacă... Da. Ca să completez puțin în legătură cu proiectul acesta de carte al meu, în legătură, am o carte de Gheorghe Grigurcu, Natură, moarte și vie, din care am ales o poezie care are ca temă, ca motiv, ceva care este apoetic, birou. Eu așa o încadrez, această poezie. Sertare umplute cu pajiști, somnoroase tâlcuri, călcând pajiștile dinăuntru sertarelor, cum un abur, aburul aspirat de ceruri, închise și ele cu cheia unui sertar mai mare. Din Natură, moarte și vie. Da. E o poezie în care limbajul acesta metaforic, alegoric, este extraordinar și care o apropie de cititori, dar cititori care se formează în, și se inițiază, trebuie să se inițieze în universul acesta al poeziei lui Gheorghe Grigurcu. Iar aici, în Algoritm Literar, este o revistă care apare sub egida Uniunii Scriitorilor din România, director Ion Barb și senior editor Silviu Guga, un universitar, în care m-a citat de 3 ori în articolul, în editorialul lui, dați că l-am și, care are pe copertă, dedicat, apărut în 2021, pe când Grigurcu avea 85 de ani, împlinea 85 de ani, și în editorial intitulat Fenomenul Grigurcu, mă citează și pe mine de 3 ori. Despre Grigurcu s-a scris, dar nu suficient. Un studiu monografic amplu încă aparține lui Ion Trancău. Deci... Vă mulțumim pentru prezența și vă așteptăm la o altă emisiune. Poate ne aduceți și cartea la care lucrați. Care... Da, după ce o lansez la bibliotecă, tot în toamna aceasta, sper să o fac și să o termin la Craiova, la editura MJB a lui Mihai Băileșteanu, care este fiul scriitorului, prozatorului Jean Băileșteanu. Iar unchiul lui este criticul tot Băileșteanu, deci editorul este
face parte dintr-o familie de scriitori cunoscuți în Bănie și la, în zona apropiată, la Băilești. Vă mulțumim mult pentru prezență. Vă așteptăm cu cartea. Vă mulțumesc. Ion Trancău, profesor și critic literar, a fost invitatul nostru astăzi. Eu sunt Daniela Gap și vă mulțumim pentru atenție.